Rock-ul a fost adoptat în România în perioada dinainte, pre-revoluționară, ca o modalitate de manifestare a protestului. Sunt multe modalități pe care le abordează tinerii, adolescenții și mai apoi adulții în încercarea lor de a protesta. Asta este revolta, este greva japoneză pe care au făcut-o românii într-o anumită perioadă. Iar tinerii, și nu numai, s-au alăturat acestei mișcări muzicale care se numește rock. Rock este fundamentul multor altor genuri muzicale, inclusiv o parte din muzica dance pleacă din rock. În traducere liberă, rock înseamnă stâncă, adică apa trece, pietrele rămân. Semnificația și sensul rockului în general și a fi rocker nu este aceea de a fi murdar, pletos, jegos și așa mai departe, ci a încerca să rămâi în propria convingere, a încerca să rămâi, să faci față dincolo de provocările mediului care nu-ți convine.